Ce-a șorbit? Bine. Ne-am văzut cu băiatul ăsta aici. Nu știu cine e, un fan, dar... Nici eu nu te cunosc. Tot cum îl cheamă? Stai mai jos, așa. Așa. Așa, e mai bine. Doi Bogdan la puterea a doua. Am fost să mâncăm și noi ceva. Am prins ocazia că Bogdan a venit în București la Ninja Warrior. Hai. Să dea... Oficial pot zic că m-am înscris. De fapt m-am și dat probe. Să dea probe, da? Da. La niște probe, acum se vede mai departe. Dacă și sunt trec, șanse foarte nu... mari să apară la... Sperăm să trec în etapa următoare. Nu știu dacă e cu votare, habar n-am. Dacă e, votați-mă. Dacă e cu votare, votați. Dacă nu e cu votare, nu-l cred votați. Cred că e pe propria forță. Tot ce pot, nici mai încolo? Nu e nicio etapă cu votare? Nu știu, s-ar putea să fie în finală. Da, eu nu visez, nu știu. Măcar la semifinală, nu știu. Vedem. Da, vedem. Dacă eu te susțin. Da, mersi. Gata, și acum mergem să vedem cum sunt farurile la Fabia. Sunt aproape gata. Mai da. Da, unde? Ce era la Lamborghini? Huracan. Mov. Era Mov. Nu știu ce azi mi-a curășit. Iubi, nu știu tu o mașină Mov. Gata, iubi. Lamborghini Huracan. Benveros, fufu. Dar nu se întâmplă chestia asta de obicei, adică rare ori vezi ca Lamborghini. Ca a venit Bogdan în București. Da, vin acum mașinile la mine, nu? Da, ca să te impresioneze. Ia uite, la capitală, au ce mașini avem aici? O grămadă. Eu stau cu... Să mă mut, băi, sincer, nu m-aș muta. Nu că nu îmi place. E prea mult aglomerație. Îmi place că sunt parcuri, că sunt o grămadă de locuri unde să mă antrenez sau să fac mișcare sau să ies, dar nu-mi place că sunt prea multe mașini. Uite, și asta, că stăm câte jumătate de oră la o coadă. Și e duminică. Și e duminică, da. Că altfel ar fi... Dar chiar e mai aglomerat decât de obicei. Haide, unde era? Uite aici. Da, filmează tu. L-am lăsat pe Bogdan la Unirii să știu să întrească cu un prieten de-al lui. Dacă nu știți pe Bogdan, deși cu siguranță îl știți, pentru că are aproape 6.000 de abonați, cred că are. A crescut foarte mult în ultima perioadă, face niște videoclipuri foarte mișto. Prin simplu fapt că are o altă perspectivă, pentru că stă la curte, are o altă perspectivă față de mai mulți youtuberi mari care stau la bloc. În fine, o să vă las link-ul lui în descriere, mergeți să vedeți exact ce face. Are și un băiat mai nou. Băiețel, bebe. Un bebe, da. Face clipuri mișto și cu el și cu soția lui. Are mai multe canale, foarte entertaining de privit. Dar o să vă las pe voi să-l descoperiți dacă nu știți deja, deși mă îndoiesc. Să vă las link în descriere. Mergem să vedem acum ce s-a mai întâmplat cu Fabia. Fabia este la băiatul care face farurile. Mergem să vedem ce stadiu este. Sunt foarte nerăbdător să iau mașina, să testez noile faruri. Săraca, ce dezmembrată e. Mamă, dar m-am chinuit la bară. Că nu sunt reglate. Și oricum mașina e foarte aproape de poarta asta. Acum plec de acasă. Mă duc cu metrou, pentru că mă duc să-mi iau mașina, nu să-mi iau Fabia, pentru că farurile sunt în sfârșit gata. Abia aștept să le văd. I-am spus băiatului să nu-mi trimită nicio poză, pentru că abia aștept să le văd eu în persoană. Și abia aștept să le împărtășesc și cu voi. Și am ajuns acasă, am mașina după cum te puteți vedea. Am așteptat să facă întuneric, pentru că în momentul în care este întuneric se vede cu adevărat ceea ce am făcut la mașină. Dar haideți mai întâi să vă arăt niște cadre pe care le-am filmat când era încă lumina afară, ca să vedeți cum arată mașina pe zi și după aia ne reîntoarcem să vă arăt cum arată noaptea de afară. O să mergem afară acum și o să începem cu pozițiile. Poziții pe care am puse Devil Eyes. Devil Eyes care sunt controlați cu aplicația asta. Și o să vă arăt afară imediat ce pot să fac cu ea. Cam așa arată mașina. Sunt destul de departe, sunt pe partea alta a drumului, nu știu cât se vede. Și white balance-ul e destul de greu de setat. M-am jucat până acum, n-am reușit să fac ceva. Acum sunt pe verde puse. Hai să ne jucăm un pic cu ele.
roșu. Oh, merge și de aici. Frumos. Verde. Albastru. Alb. Galben. Roz. Ăsta e roz, dar pe cameră nu se vede atât de roz pe cât e în realitate. Nu e white balance cum ar trebui, dar aia e. Și poți să o faci absolut orice culoare. Asta e aplicația. Îmi dau verde aici, de exemplu. Și se face verde. Îi dau, de exemplu, brightness la minim. Este la minim. Sunt aprinse, dar există încă. Acum sunt aprinse, pot să le dau off de aici de sus. L-au off și s-au stins. E foarte simplu de folosit aplicația și își păstrează setările. Dacă acum am lăsat mașina pe verde, data viitoare când pornesc pozițiile va rămâne tot pe verde. Am aici tot felul de moduri statice, sunt statice exact ce am făcut până acum. 7 color jump. 7 color gradient. Face asta. Merge așa încet de la culoare la alta. Ca o instalație de Crăciun. Și aici jos speed și brightness, ca să fie exact cam cum vrei tu. Plus că ai modul ăsta custom, unde eu am setat roșu și albastru ca să mimeze poliția. Chestia asta e super ilegală, dar mi s-a părut super amuzant. Dau aici flash, speed maxim, brightness maxim și dau run. Și mașina face chestia asta. Să-i dăm mai încet, ca la speed. Prea încet. Schimbat repede. Asta e lupa de aproape, nu știu cât se vede. Iar în față nu face pic de lumină. Hai să vedem xenonul cum arată. Bineînțeles că a parcat ăsta aici. Hai totuși să vedem xenonul, poate până pleacă vă mai arăt o dată. Important e că instalația este de 4300 grade Kelvin. Asta este exact temperatura de culoare cu care vin mașinile din fabrică. Nu știu dacă reușesc să pun white balance-ul la cameră suficient de ok cât să se vadă exact cum se vede în realitate. Oricum ele pornesc mai albastru un pic și apoi își revin la culoarea normală. Teoretic ar trebui să fie un alb pur, un pic galben. Ia să vedem dacă reușesc să... Cam așa este temperatura lor în realitate. Mă uit pe ecran, mă uit afară și cam exact ce văd eu afară, exact asta e pe ecran. Nu știu exact cât de corect e ecranul de la Sony, dar cam așa arată. Iar faza lungă este genială. Să așteptăm să treacă mașinile. Asta o vom mai testa în timp, pentru că aici este o stradă destul de luminată și nu se vede diferența, nu se vede exact ce diferență mare face xenonul ăsta față de un halogen normal. Chestiile astea le vedem pe un drum de țară sau pe un drum național, dar este senzațional. Am trecut camera pe manual ca să nu mai schimbe ea absolut nimic și am făcut expunerea, zic eu, corect cu ele aprinse și să vedem cum este cu ele stinse. Cam așa e cu ele stinse. Cam așa e cu ele aprinse. Iar acum, faza lungă, să așteptăm să nu fie mașini. Asta este faza lungă. Cam astea sunt farurile. N-am apucat să fac cine știe ce filmări, pentru că mașina este foarte murdară, dar am zis că trebuie neapărat să vă arăt farurile. Eu am fost super, super nerăbdător să le văd și probabil că și câțiva dintre voi măcar. Și dacă vreți să vedeți ceva, dacă vreți să vedeți cum se vede într-o anumită situație sau ce mai vreți să știți și nu am comunicat în video ăsta, lăsați-mi comentarii și vorbim acolo. Eu sunt super încântat. Farurile dau un aspect super, super mișto mașinii. Modificarea s-a schimbat botul mașinii super mult. Acum trebuie neapărat să fac ceva și la stopuri, pentru că spatele a rămas în urmă puțin. Și bineînțeles, trebuie să-mi iau grilele alea care mi-au căzut pe autostradă și să reîntregesc cumva botul să arate și mașina într-un mare fel. Eu cred că Fabia a ajuns într-un stadiu în care arată super, super bine. Probabil mă gândesc să-i fac și jantele negre, dar
încă rume chestia asta dacă vreau să fac jantele negre sau nu. Voi ce părere aveți? Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!